Suntem pornit, da? Bună ziua! Am vrut să vorbesc astăzi despre sezonul de încălzire care aproape s-a încheiat, despre lucrurile care le facem acum la întreprindere și, în principiu, unde ne aflăm și încotro mergem. Uitați-vă că am avut un sezon obișnuit, în care am avut și defecțiuni, în care am avut și situații de avarie, în care întreprinderea, colectivul întreprinderii le-a gestionat destul de bine, în așa fel ca să putem să alimentăm consumatorii noștri și să aprovizionăm cu energie termică și energie electrică. Am avut defecțiuni cât pe distribuție, cât în distribuție, atât și la surse. Și am să vă dau câteva cifre ca să vă dați seama de dimensiunea situației. În distribuție am avut 3 situații de avarie. Când spun situații de avarie, asta înseamnă că echipamentul se oprește brusc cu deconectarea consumatorilor. Am avut situații de avarie pe strada Aleco Rousseau, am avut o situație neplăcută pe strada Dimo și am avut o situație de avarie pe strada Corolenco, Colțcu, Testimețanu. E vorba de rețelele magistrale care sunt vechi, corodate, le-am secționat și le-am reparat și am reconectat consumatorii. Am avut situații de avarie și la sursă. A fost o oprire avariată la blocul 3 și la blocul 2, blocurile energetice. Însă vreau să menționez că defectele care au apărut au fost defecte la echipamentele auxiliare, nu la echipamentele de bază. Au fost și alte opriri, dar opririle respective au fost planificate, dictate de necesitățile tehnologice. Blocul energetic numărul 2 și acum funcționează, este ok, este verificat. După reparația capitală, observații la el nu aveam. Vreau să fac câteva precizări vis-a-vis de finalizarea sezonului de încălzire. Deci, noi pe 26, luna a treia, văzând pronosticul pe site-urile Meteo, am plasat informații pe site despre modalitate de conectare a blocurilor locative. O modalitate foarte simplă, am plasat adresele de e-mail în sectoare, am plasat numere de telefon, deci, prin urmare, gestionarul blocului urma doar să dea un telefon sau să scrie un e-mail, o scrisoare, după care imediat era deconectat. Pe 26 martie noi am plasat informația pe site, pe 29, asta e vineri, după masă deja aveam peste 1700 de blocuri deconectate. Deci toți care au solicitat au fost deconectați. Ca luni, pe 1 aprilie, să apară dispoziția primăriei prin care se anunță sistarea sau încheierea sezonului de încălzire. Deci sâmbătă, duminică, o parte din blocuri locative au fost expuse și temperaturii de afară și agentului termic. Nu este logic, în esență, dacă să ne gândim, dispoziția asta de finalizare a sezonului de încălzire, după mine, este un anacronism. Nu trebuie cineva din primărie să-i spui blocul locativ când să ia sau când să nu mai ia energie termică. Blocul locativ trebuie singur să hotărască. Vrem să ne conectăm. Ne conectăm. Vrem să ne deconectăm. Ne deconectăm. Procedura este una foarte simplă. Un apel telefonic, un e-mail sau o scrisoare și lucrurile sunt rezolvate. Dacă dispoziția respectivă este necesară, de exemplu, gestionarilor de școli, grădinițe sau spitale, putem să admitem lucrul ăsta. Însă, dacă vom stabili niște criterii de performanță directorilor respectiv, credeți-mă că ei vor gestiona consumurile proprii mult mai bine decât o indicație venită de sus. Dacă sunt careva raționamente de ordin economic, de exemplu, sau juridic, ca să fie prezentă o dispoziție respectivă, gestionarii se decide. Dar consider că asta este un anacronism. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în rețelele magistrale noi avem agent termic anul împrejur. Asta e ca și cum ai firul electric pe perete, întrerupător și bec. Ai declanșat, ai lumină. Ai închis, nu ai lumină. Dar curentul electric este prezent mereu. Așa și noi, agent termic avem oricând. Vrei să consumi, consumi. Nu vrei să consumi, nu consumi. Deci este simplu. Fiecare trebuie să decide după necesitățile proprii ce faci cu consumul respectiv.
În sezonul deja aproape finalizat, noi am avut conectați 4.280 de consumatori de diferit tip și acum am să vă spun de care. Acum, la momentul actual, la ziua de azi, avem conectați la încălzire 112 consumatori. Cum ar fi? Blocuri locative, 19. Agenții economici, 41. Obiecte publice, 38. Case particulare, 14. Când vor solicita deconectare, ei vor fi deconectați. Toți ei au fost contactați ca să cunoască procedura, toți sunt conștienți că ei consumă, au necesitate, prin urmare noi îndeplinim necesitățile de care ei au nevoie. Cu sezonul de încălzire am finalizat, asta au fost reflecțiile, lumea trebuie să cunoască cum se gestionează situația dată și cum pot ei să influențeze gestionarea fondului locativ ca să ia decizii cât mai grabnice ca să consume ori nu agent termic. Ce se întâmplă acum? Bineînțeles că am demarat campania de reparații, avem foarte mult de lucru aici, la capitolul ăsta. Am demarat achizițiile. De fapt, achizițiile au fost demarate mai de mult. Toate achizițiile la noi sunt publicate pe platforma guvernamentală mTender și sub platforma achiziții.md. Totul ce ține de achiziții la termoelectrică sunt acolo. Atribuirea contractului se face după cel mai mic preț, dacă caietul de sarcini este respectat. Asta este regula după care se atribuie câștigătorul. Ca să vă dau o informație la cine propunem noi, doar comparativ, deci în 23, din păcate, din vari motive, surse financiare sau altceva, au fost reparate doar 4 sectoare de rețele termice. Acum, în 24, noi ne propunem sub 30 de sectoare de rețele termice să le reabilităm. Cu țeavă nouă, cu lucrare făcută, cu proiectare, cum trebuie să fie. Da, e o cifră ambițioasă, dar considerăm că este una reală, realistă. Care sunt provocările cu care noi acum ne confruntăm? Știm cu toții că mai mult de un an de zile deja a intrat în vigoare noua lege a condominiului și uitați-vă că până acum nu avem asociațiile respective care sunt prevăzute formate și asta ne creează nou un impediment. Întreprinderile municipale care sunt nu mai fac față, nu mai gestionează blocurile și pe calea asta eu îndemn toți oamenii care au energie, competență și vor să acționeze în sensul ăsta, strângeți-vă la blocuri, faceți asociațiile respective. Dacă nu știți cum, contactați-ne și noi cu serviciul juridic. O să oferim tot suportul necesar ca să știți calea care este de parcurs. Adunare generală, înregistrare, toate etapele, noi suntem dispuși să vă ajutăm ca să creați cât mai grabnic asociațiile astea. Și atunci o să puteți să gestionați blocurile voastre cât mai efectiv, cât mai bine. Noi, ca întreprindere, am participat activ cu propuneri la modificările pentru legea 92 și hotărârea de guvern 191. Sunt importante pentru noi, am venit cu cele mai bune idei. Considerăm că anul ăsta vor fi aprobate modificările date și o să putem să gestionăm și mai bine sectorul termoenergetic. Bineînțeles că mai avem și alte provocări care țin de echipamentele noastre, care țin de restructurarea colectivului. Știți că am mers pe calea asta ca să schimbăm managementul de top. Acum deja avem structura definită, mă refer la managementul de top. Avem directorul general interimar, avem inginerul șef și contabilul șef, după care șefii de servicii. Uitați-vă că după 8 luni de aflarea mea în funcție, schema respectivă lucrează bine, lucrează corect. Toți șefii de servicii sunt foarte implicați în toate procesele care îl gestionează. Și mari întrebări la capitolul ăsta, cât e de funcțională schema, nu avem. Deci schema este una foarte funcțională. Mai departe, următoarea etapă la care noi mergem este deja modificarea pe intern în serviciile date. Acolo toți sunt rezerve și noi o să le operăm și o să lucrăm cât mai grabnic și calitativ la aspectul ăsta. La final de conferință vreau să vă reamintesc proiectele mari, ca
care sunt în derulare pentru că lumea se cunoască, înțelegând că avem echipamente vechi, care sunt în mare parte depășite de timp și depășite și moral. Avem proiectele care sunt derulate cu sprijinul finanțatorilor externi, cum ar fi Banca Mondială și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Cu Banca Mondială noi avem acum în derulare proiectul care se numește PSA CET 2 și acolo avem mai multe componente care sunt deja la etapa de implementare. Acum este semnat deja de câteva luni proiectul cu punctele termice individuale, este vorba de 147 de puncte termice individuale. Acolo se lucrează intens la etapa de proiectare. O mare parte din proiecte deja sunt făcute. Alt pachet care este foarte important, pachetul B1-2, este vorba de montarea de surse de generare noi în dimensiunea de 55 de MW. Cât de curând trebuie să apară pe site-ul Unității Consolidate de Implementare a Proiectelor în Energetică, caietul de sarcini, care este unul bun, consider, revizuit, și sperăm că aici vom avea mulți ofertanți ca să obținem și echipamentul calitativ care îl dorim și un preț competitiv. Alt pachet important care vreau să-l menționez și am vorbit de el de mai multe ori, îl consider, cred, cel mai important, este un pachet inteligent, se numește B16, este vorba de executarea unui studiu care ar răspunde la întrebările cum corect să dezvoltăm sursele de generare din orașul nostru. Și acolo un aspect important la care noi atragem atenție sunt regenerabilele, care noi considerăm că trebuie să integreze cât mai armonios în tot ce avem noi și tot ce trebuie să montăm. Nu în ultimul rând, trebuie să vă spun că avem discuții care sunt la o etapă destul de avansată, chiar aproape de finalizare, cu Banca Mondială și cu Banca Europeană despre așa numită pătăiezare a orașului, sau altfel vorbind, montarea punctelor termice individuale la blocuri. Avem un pachet semnificativ cu Banca Mondială și unul foarte important cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Pe calea asta vreau să mulțumesc partenerilor de dezvoltare, a Ministerului Energiei, Agenției Proprietăți Publice, ANR-ului, care tot ne-a sprijinit. Trebuie să spunem că într-o perioadă destul de scurtă, de la prețul de 3200 și lei per gigacalorie până la anul nou, noi am avut o scădere la 2700 și acum avem 2138. Deci și prețul combustibilului a influențat lucrul ăsta și optimizările care am putut să le facem cu colegii noștri. Asta sunt reflexiile care am vrut să le fac astăzi în comunicatul de presă. Dacă sunt întrebări, mulțumesc, o zi frumoasă!